Padre Pio este marea prin care se ajunge la țărmurile splendidor eterne. Aș vrea să am o voce atât de puternică, spune el, încât să-i pot invita pe toți păcătoșii din toată lumea să o iubească pe Maica Domnului, Mama Milostivii. Chiar dacă cei bolnavi nu au preț în ochii oamenilor, sunt regiți și iubiți de Dumnezeu, sunt cea mai mare comoară a Bisericii, spune noi cu mărgăritate mare preț. Să ne rugăm Maicii Domnului, Mama Milostivii, să se milostivească spre lumea în care trăim noi generațiile de astăzi, să descoperim bucuria și duioșia lui Dumnezeu, așa cum spunea Sfântul Părinte Papa Francisc în mesajul de ziua bolnavului. Voi da citire cum va urma programul din această seară, pentru că vom avea mai multe lucruri de făcut. Sfânta Liturghie Pontificată de către Preasfinția sa Alexandru Mesian, predica unde se va citi despre mesajul Sfântului Părinte, despre Maica Domnului de la Lourdes, se va scoate Sfânta Taină în mediul adorații, corul va cânta Teatrul Iisuse, urmează rugăciune pentru cei bolnavi, cu pomenii rugăciune la Maica Domnului de la Lourdes. Binecuvântarea cu apă de la Lourdes, binecuvântarea eucharistică, se va pregăti statuia Maicii Domnului pentru procesiune, procesiune cu lumânări în jurul catedrale, se va înconjura cu o singură dată. Se va intra, de fapt, în catedrală, se va binecuvânta fiecare credincios, credincios în parte, cu apă sfințită de la rând. Se va împărțea anafora, dacă vor fi mai multe, se va mânge și cu lei, dacă vor fi mai multe. În această zi de 11 februarie, că este și joi, începe cu una de rugăciune către Sfânta Ii, numită Sfânta Imposibilității. Înainte de Sfânta Liturghie se va face rugăciuni și pomenii către Sfânta Rita. Cu una va începe 11 februarie și se va încheia în 22 mai. Pentru că anul acesta este și un an sfânt, anul milostivirii, și în Biserica Catedrală s-a deschis poarta sfântă pe 13 decembrie, vom face și rugăciuni pentru a primi indulgență plenară la intenția Sfântului Părinte Papa, un în Tatăl nostru, Născătoare, Crezul și Mărire ta. Apoi, de fapt, va urma Sfânta Liturghie. Arzând de dorul de a lucra pentru mărirea Dumnezeu și a Sfintei sale Biserici,
Ei străduie necontenit să sfințești sufletul și ai îndemnat la aceasta și pe altă, cu pierda iubire, răbdării, milicei, aleg la tine cu de plină credere, să mijlocești de la Iisus cel răsfinit ajutor de care am nevoie în necazul de față. O Sfântă Rita, locândește în hal pentru cei care Lucian, Adrian, Gabriel, Ioan,
greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește pe cel rău. Există o scurtătură
Batist și el stă puțin, se gândește și spune, da, a răspunde, este Sfânta Fecioară Marie. Ea spune Sfântul Padre Pio, este marea prin care se ajunge la țărmurile splendilor eterne. Aș vrea să am o voce atât de puternică, spune el, încât se pot invita pe toți păcătoșii din toată lumea să o iubească pe Maica Domnului, Mama Milostivii. Chiar dacă cei bolnavi nu au preț în ochii oamenilor, sunt preziți și iubiți de Dumnezeu, sunt cea mai mare comoară a Bisericii, spune noi în Mărgăritate mai des. Să ne rugăm Maicii Domnului, Mama Milostivii, să se milostivească spre lumea în care trăim noi generațiile de astăzi, să descoperim bucuria și curioșia lui Dumnezeu, așa cum spunea Sfântul Părinte Papa Francis în mesajul de ziua bolnavului. Voi da citire cum va urma programul din această seară, pentru că vom avea mai multe lucruri de făcut. Sfânta Liturghie modificată de către Preasfinția Sfântul Alexandru Nesian, predica unde se va citi despre mesajul Sfântului Părinte, despre Maica Domnului de la Rău, se va scoate Sfânta Taină pentru adorație, corul va cânta Cerul de Iisuse, urmează rugăciune pentru cei bolnavi cu pomenire, rugăciune la Maica Domnului de la Rău. Binecuvântarea cu apă de la Rău, binecuvântarea eucaristică, se va pregăti statuia Maicii Domnului pentru procesiune, procesiune cu lumânările în jurul catedrale, se va înconjura cu singură dată. Se va invita de fapt în catedrală, se va binecuvânta fiecare credincios, credincios în parte cu apă sfințită de la Rău. Se va împărțea în apă, dacă vor fi mai multe, se va unde descoperi, dacă vor fi mai multe. În această zi de 11 februarie, că este și joi, începe luna de rugăciune către Sfânta numită Sfânta Imposibilității. Înainte de Sfânta Liturghie se va face rugăciuni și pomeni către Sfânta Rita. Cu luna va începe 11 februarie și se va încheia în 22 mai. Pentru că anul acesta este și un an sfânt, anul Imposibilității, și în Biserica Catedrală s-a deschis poarta Sfântă pe 13 decembrie, vom face și rugăciuni pentru a primi indulgență plenară la intenția Sfântului Părinte Papa, punând Tatăl nostru născătoare, credul și mărire ta. Apoi, de fapt, va urma Sfânta Liturghie. Și cu acest nume ești chemată în ajutor cu multe evlavie,
obține-ne de la Dumnezeu harul cu care e în viața pământească, al Sfântului Domnul ne-a lucrat pentru părinea Dumnezeu la Sfintei sale fe, te-i strădui necontenit să sfințești tu de dușa internată la capra și viață, cu pierda iubire, răbdării, cuvintei, anelma tine cu deplină încredere, să milocete la Iisus cel răsfinit al tuturor de care am nevoie în necazul de fapt. O Sfânta Rita, dobândește-ne harul pentru cei care Lucian, Adrian, Gabriel, Ioan, Teodora, Anca, Adrian, Eugenia.
Amen.